prin Fiul a făcut toate lucrurile și acum Fiul este pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Mai târziu, tot în capitolul 1, autorul spune despre Fiul și căruia din îngeri a zis că El vreodată șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarele tale. Și ne-l prezintă pe Domnul Iisus, pe Fiul, ca fiind un conducător desăvârșit. El este pus la dreapta Tatălui, El este acela care conduce toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Ce avem în Fiul? Avem un conducător desăvârșit. Niciun conducător uman nu poate să conducă așa cum conduce Domnul Iisus. De multe ori, când se apropie alegerile, nu știu la România, dar la Ucraina, de obicei trăim cu ideea aceasta, vine alt conducător și se vor schimba lucrurile, se vor ridica salariile, pensiile, așa în parte. Și vine altul și, nu știu, în România, la noi nu se prea schimbă. Poate la voi altfel. În orice caz, când vorbim despre conducători umani, nici unul nu este perfect. Nici unul. Singurul conducător perfect, desăvârșit, este cel care este la dreapta Tatălui. Cel care a făcut curățirea păcatelor. Acela prin care s-au făcut toate lucrurile. El conduce toate lucrurile. El este conducătorul desăvârșit. Interesant de ce autorul aici amintește, pe de o parte spune El este Cel care conduce și prin Fiul s-au făcut toate lucrurile. El e Cel prin care s-au creat toate lucrurile și El e Cel care conduce acum. Autorul scoate în evidență lucrurile acestea două. Primul verset spune a vorbit în vechime părinților noștri și în parte, dar versetul 2 începe la sfârșitul acestor zile. Adică în zilele de pe urmă. În Vechiul Testament de multe ori apare expresia aceasta zilele de pe urmă, zilele de pe urmă. Care sunt zilele acestea de pe urmă? Dumnezeu din vechime promite următorul lucru. Acum este necaz și haos și răutate și așa mai departe. Dar vor veni zilele cele de pe urmă când Dumnezeu va prelua conducerea asupra lumii căzute în păcat și va restaura, va reabilita toate lucrurile. Zilele acelea de pe urmă vor veni atunci când Dumnezeu însuși se va implica, va veni în lumea noastră. Și autorul când spune la sfârșitul acestor zile de pe urmă. Adică venirea Fiului înseamnă acea vreme sau lansează acea vreme când Dumnezeu preia controlul asupra tuturor lucrurilor. El este întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, a așezut la dreapta în locurile prea înalte, a ajuns mult mai mare decât îngeri, El e Cel care conduce. El e Cel care a preluat conducerea asupra Lui. Da? Acum încă nu vedem în totalitate. Da, pe undeva încă mai este necaz, este suferință, este durere. Dar Fiul deja este Cel care stă la dreapta. Noi așteptăm acea vreme când va fi dusă la desăvârșire conducerea. Dar ea deja a început, El deja este Împăratul, El deja este Conducătorul. Și nu degeaba autorul spune, pune alăturea
creația la început care a fost, prin care s-au făcut toate lucrurile și acum El conduce. Ce a fost la început? Ce a fost în Geneza 1? Era haos, întuneric. Nu era nimic. Și atunci Dumnezeu prin Fiul a creat și a făcut o creație așa frumos, așa minunat. Acum, iarăși, Dumnezeu lucrează prin Fiul. Și fiți siguri, creația aceasta nouă pe care o lucrează El, pe care o creează El acum, nu va fi cu nimic mai rea decât creația de atunci. El e conducătorul. El e împăratul. El e cel care conduce toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Dacă mai trecem prin necaz, prin suferință, este situația aceasta ciudată. Pe de o parte, trăim încă în lumea aceasta rea, dar pe de altă parte, deja simțim, experimentăm binecuvântările lumii celei noi. Experimentăm, simțim binecuvântările mântuirii care va fi dusă la desăvârșire. Ce avem dacă rămânem credincioși Fiului? Avem o cunoaștere desăvârșită a Tatălui. Avem curățirea păcatelor. Și avem un conducător desăvârșit. El e conducătorul nostru. Asta e o mare binecuvântare. Dar pune asupra noastră și o mare responsabilitate. Noi care îl avem pe Fiul ca și conducător, noi care îl avem pe Fiul ca și împărat, noi care am primit iertarea păcatelor, noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cum trăim în lumea aceasta? Când te uiți la viața unui creștin și viața unui necreștin, este diferență? Ar trebui să fie. Pentru că noi suntem noua creație în creația aceasta veche. Noi suntem aceia care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Noi suntem aceia care avem curățirea păcatelor. Noi suntem aceia care îl avem pe Domnul Iisus ca și conducătorul vieții noastre. Și lucrul ăsta trebuie să-l arătăm, să-l demonstrăm, să-l ilustrăm la toți cei care ne înconjoară. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute la aceasta. Amin.